David, o primă competiție importantă după o pregătire pe care ai făcut-o atât în țară cât și în străinătate. Ce așteptări ai de la campionatul ăsta mondial? Nu știu exact ce așteptări am, însă știu că o să fie un concurs extrem de puternic. O să fie pe atât de puternic pe cât au fost și Jocurile Olimpice, așa că de-abia aștept să revin în acea atmosferă și de-abia aștept să concurez alături de Robert și să reprezentăm România. Două probe importante la care vei concura. Care dintre ele îți e mai aproape la acest campionat mondial din punct de vedere al posibilei performanțe? Greu de răspuns la asta, însă dacă am două probe înseamnă că am două șanse să iau o medalie. Așa că ăsta e gândul cu care mergem în probă. Tot timpul spui că îți place să spui că ești un notator rapid. Va conta foarte mult această rapiditate ta la acest campionat mondial? Cu siguranță, însă nu e suficient să fiu doar rapid, trebuie să fiu calculat, trebuie să fiu echilibrat și trebuie să avem o strategie de cursă inteligentă pe care să o discutăm înainte. Spuneai că este un campionat mondial echivalent cu Jocurile Olimpice. Practic te vei reîntâlni cu cei mai importanți notatori ai planetei la acest mondial. Corect, mă voi reîntâlni cu ei, de-abia aștept să mă întrec chiar cu ei și de-abia aștept să văd cum e să fiu iar pe cea mai înaltă scenă, pe scena lumii. O scenă alternativă Jocurilor Olimpice. Din punctul tău de vedere, obiectivul pe care ți l-ai propus care este? Să mă apropii cât mai mult de o medalie și să începem sezonul competițional din vara asta, care o să fie foarte greu, să-l începem cu bine. O posibilă urcare pe podium, ce ar însemna pentru tine? Păi ar însemna să mă apropii de visul meu de a deveni cel mai bun din lume. Sunt sigur că odată ce aș deveni campion mondial, nu mă voi putea opri acolo și aș vrea să depășesc chiar și acea treaptă. Mersi mult și baftă!